instrumento della tua. Din 1920, la fiecare 13 iunie, custodia Țării Sfinte își sărbătorește patronul, Sfântul Anton. Devoțiunea față de acest sfânt este puternică în parohiile încredințate în grija fraților. Solemnitatea a început cu primele vespere de luni, 12 iunie, și s-a încheiat, conform tradiției, cu împărțirea pâinii Sfântului Anton. Noi compiamo un gesto molto significativo. Un gest foarte semnificativ, spune părintele Francesco Paton, custodele Țării Sfinte, referindu-se la una dintre imaginile cu care este prezentat Sfântul în actul de a da o pâine unui om sărac. Pâine, a continuat custodele, care este un cuvânt care revine de numai puțin de 200 de ori în predici. Ziua de 13 iunie a început cu binecuvântarea copiilor. Cu această ocazie, micuții au venit îmbrăcați în haină franciscană pentru a cere protecția Sfântului. Este un mod de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru miracolul vieții lui Anton. Conform tradiției, aici, în Țara Sfântă, copiii se îmbracă în Sfântul Anton pentru a celebra această mare sărbătoare. Antonio. La celebrarea euharistică, prezidată de părintele Francesco Paton, au participat preafericirea sa, Pier Battista Pizzaballa, patriarhul latin de Ierusalim, reprezentanți ai diferitelor biserici din Țara Sfântă, precum și autorități civile. Dovremmo dire che Antonio è stato un grande ricercatore della sapienza divina. Căutători ai adevăratei înțelepciuni a fost tema omiliei rostită de custodele Țării Sfinte. Beh, io ho semplicemente cercato di sviluppare quello che la parola di Dio ci propone. Am încercat pur și simplu să dezvolt ceea ce ne-a propus cuvântul lui Dumnezeu. Primul pasaj a fost tocmai această rugăciune din Cartea Înțelepciunii. Și știm cum Anton a fost un căutător al înțelepciunii. Înțelepciunea nu înseamnă să știi multe lucruri, ci înțelepciunea înseamnă să găsești sensul vieții în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Și asta a făcut Anton de-a lungul vieții sale. Așa că am încercat să subliniez puțin aceste două aspecte. Găsirea sensului vieții trăind în lumina cuvântului lui Dumnezeu și punerea în totalitate în slujba bisericii, până la a-și da propria viață așa cum a făcut el. Totalmente a servizio della chiesa fino al dono della propria vita come ha fatto lui. Custodia Țării Sfinte își sporește activitatea în lume cu ajutorul comisarilor, frați ai Ordinului Minor, care se angajează să fie punți între Țara Sfântă și creștinii din întreaga lume. În prezent, comisariatele din Țara Sfântă sunt răspândite în 60 de țări, cu un total de 67 de comisariate. Certamente i commissariati di Terra Santa per la custodia sono molto importanti, in quanto non fanno altro che sottolineare. Pentru custodie, comisariatele Țării Sfinte sunt foarte importante, deoarece nu fac decât să sublinieze dimensiunea internațională a custodiei Țării Sfinte. Acestea sunt răspândite în întreaga lume și în teritoriile în care sunt chemate să opereze, sunt chemate să promoveze custodia Țării Sfinte și să facă cunoscute problemele din Țara Sfântă, iar apoi să colecteze resurse pentru a susține misiunea franciscanilor în Țara Sfântă. Iar acest lucru nu face decât să sublinieze dimensiunea universală a Ierusalimului, a Bisericii Ierusalimului, care este Biserica Mamă, dar și dimensiunea internațională a custodiei, care s-a născut ca provincie franciscană internațională. Internazionale della custodia di Terra Santa, che è nata come una provincia francescana internazionale. Între 1 și 4 iunie, cu ocazia celei de-a 400-a aniversări a înființării Comisariatului Țării Sfinte în Columbia, părintele Francesco Paton a vizitat această țară. El însuși ne-a povestit despre această importantă călătorie. È stato un viaggio molto importante e molto positivo. La prima parte del viaggio è stata a Bogotà e l'occasione era i 400 anni. A fost o călătorie foarte importantă și foarte pozitivă. Prima parte a călătoriei a fost la Bogota, iar ocazia a fost cea de-a 400-a aniversare a custodiei Țării Sfinte la Bogota. 400 de ani înseamnă că prezența custodiei Țării Sfinte în Columbia este acum veche de secole și înseamnă că există o relație între custodia Țării Sfinte și credincioșii care se află în Columbia. Am putut vedea acest lucru în persoană atât prin participarea la diferite întâlniri. Am avut o
ocazia să întâlnesc un grup de studenți de la pastorala universitară, să particip la unele emisiuni, dar și la întâlnirile cu biserica locală. Arhiepiscopul de Bogota a venit să prezideze celebrarea euharistică cu ocazia celei de-a 400 aniversări și a exprimat o apropiere cu adevărat semnificativă și frumoasă față de custodia Țării Sfinte. Bineînțeles, am văzut și angajamentul Comisariatului Țării Sfinte, atât în ceea ce privește facerea cunoscută a custodiei, cât și în ceea ce privește organizarea de pelerinaje. A doua oprire a fost apoi în Buenos Aires, unde avem de asemenea o comunitate care aparține custodiei Țării Sfinte și avem un comisariat al Țării Sfinte care este, de asemenea, implicat în mod constant în organizarea de pelerinaje. Avem frați care conduc grupuri de pelerini și apoi avem o lucrare socială care aparține custodiei Țării Sfinte. Este o școală din Țara Sfântă care a trecut printr-o perioadă foarte dificilă în timpul pandemiei și care acum își revine încet încet. Mai trebuie să facă ceva pași, dar suntem, să spunem, acum pe drumul cel bun pentru a vedea că și această școală își revine. Fare qualche passo ulteriore, ma siamo, diciamo, ormai sulla strada giusta per vedere anche questa scuola riprendersi.